Crezi că ar reveni Cristi Borcea la Dinamo, la cum îl cunoști? El a revenit așa din punctul lui de vedere al unui suporter înfocat și fost Așa. acționar, pentru că el ar vrea să revină la Dinamo, dar nu știu dacă mai are... Cașcavalul, cum a zis chiar el. E, cașcavalul are, Îl are, să nu se da? plângă el de cașcaval, Nu care că cașcaval. zicea, a zis, domne, știți care este secretul succesului? Am zis-o și în 2000, spunea Cristi Borcea, cașcavalul. Zicea, cașcavalul Bine, face noi diferență. vorbim de o perioadă a lui Dinamo în care se și plăteau bani pe transferuri pe jucători. Așa e. Adică să nu spunem tu, e jucător care a cumpărat Dinamo în ultimii ani, care a dat bani pe ei. Zic eu, s-a creat o întreagă poveste și dramă. Ionuț Negoiță spunea pe la toate posturile TV cum a plătit 50.000 comision pentru Albin, agentul lui Albin, atât. Păi da, dar a venit gratis. A, și a mai plătit, mi se pare, vreo 20.000 de euro pe fundașul la stânga, impresariat de Retnic, Olteanu. Păi da, dar noi nu vorbim de 20.000 de euro și de Da, 50.000 de euro la vorbim. Dinamo. Și îți mai dau un exemplu, PTL-ul. Mircea Rednic l-a dorit în mandatul trecut, nu ăsta ultimul, pe PTL-ul foarte mult, iar Dan Capriu, patronul Petrolului, cerea atunci 17 sau 18.000 de euro, iar Negoiță n-a fost dispusă de a bani ăștia. Păi asta e diferența. Da, cam asta e În diferența. vremurile alea se plăteau sume de transfer de 100.000, acel jucător pe 100.000 din țară. Și acum nu se plătește, nu știu. Indiferent că e comision, iau ca sumă de transfer, nu comision. Domnule, sumă de transfer 17.000 de euro, 50.000, ok. Da. Nu se poate, adică dacă te bucuri doar că o să-ți vină un jucător liber de contract, nu cred că asta e E rețeta. adevărat.